Deci, curentul electric în semiconductor. În primul rând, trebuie să cunoaștem că materialele din punct de vedere electric se împart în trei grupe. Este vorba despre conductoare, semiconductoare și izolatoare. Deci, rezistivitatea la conductoare este mai mică, de 10 la puterea minus a 6 ohm metru. La izolatoare, ea este mai mare, de 10 la puterea 8 ohm metru. Respectiv, substanțele a căror rezistivitate este cuprinsă între 10 la puterea minus 3 și 10 la 7 ohm metri se numesc semiconductoare. Deci, exemple de semiconductoare: germaniu, siliciu, teluriu, cadmiu, selenu, arseniu. Deci sunt elementele din grupa 3, 4, 5 ale sistemului periodic Mendeleev. Este nevoie să precizăm că dacă rezistența electrică a metalului era o funcție crescătoare la mărirea temperaturii, deci dacă temperatura se mărea, rezistența electrică a metalului se mărește, atunci în cazul semiconductorilor, odată cu mărirea temperaturii, valoarea rezistenței semiconductorului se micșorează. În manual o să vă găsiți graficul atât pentru metale cât și pentru semiconductoare, iar în simulările care o să le analizăm în curând o să vedeți și motivul sau explicația de ce anume are loc această micșorare a rezistenței. Dispozitive din circuite electrice care funcționează pe bază de semiconductoare, anume termistorile și fotorezistoarele. Este vorba despre, deci termistorii sunt rezistențele care variază în funcție de temperatură, iar fotorezistoarele sunt deci rezistorii care se schimbă odată cu iluminarea. Sunt dispozitivele care funcționează în baza dependenței rezistenței semiconductorului de temperatură și iluminare. Din punct de vedere a conductibilității, dacă în conductoarele metalice curentul electric este format de electronii de valență, de electronii care formează norul electronic în metal, în semiconductori avem două tipuri de sarcină. Este vorba despre conductibilitate de goluri și de electronii de conducție. Într-un semiconductor pur, care nu conține impurități, concentrația de electroni este egală cu concentrația de goluri și în acest caz conductibilitatea electrică este o conductibilitate proprie sau numită intrinsecă. În cazul când avem semiconductoare cu impurități, putem avea semiconductoare cu impurități donore. Sunt acele impurități, de exemplu, dacă să vorbim în cazul cristalului de siliciu, dacă introducem un element pentavalent, fiecare atom va da un electron de conducție în plus. Și în acest caz vorbim despre semiconductorii de tip N de la negativ, dar vreau să vă atrag atenție. Odată cu introducerea a impurităților, de exemplu, a atomilor pentavalenți în siliciu tetravalent, în general, corpul rămâne neutru din punct de vedere electric. În negativ, asta înseamnă doar că numărul de electroni este mai mare ca numărul de goluri. Deci corpul sau semiconductorul este neutru din punct de vedere electric. Dacă însă vom introduce în siliciu tetravalent impurități trivalente, în acest caz, legăturile covalente nu vor fi formate și vom avea goluri, astfel încât vom obține un semiconductor de tip P pozitiv. Și încă o dată menționez, pozitiv asta nu înseamnă că corpul este încărcat pozitiv, pozitiv asta înseamnă că numărul de goluri în acest caz este mai mare decât numărul de electroni. Două dispozitive importante pe bază de semiconductor care le analizăm în curricula școlară, este vorba despre juncțiunea PN sau NP, numită diodă semiconductoare, acea diodă care posedă proprietăți regresoare și la sfârșitul anilor 40 ai secolului 20 a fost obținută una din cele mai importante descoperiri din secolul 20, este vorba despre descoperirea tranzistorului sau așa numitei triodii semiconductoare. Revin, dragii mei, la aceleași posibilități care le aveți cu toții acasă. Din momentul în care aveți
un calculator sau un telefon mobil și aveți conexiune la internet. Adică revin la FET și revin la VASCAC, la care am mai discutat și la lecțiile precedente. Dacă dumneavoastră o să intrați în FET, o să găsiți și în acea geantă, în acea trusă, un condensator pe care îl puteți uni în circuit. Puteți vedea ce se întâmplă la condensator în cazul închiderii circuitului. Deci observăm placa care s-a încărcat pozitiv, placa care s-a încărcat negativ. Putem conecta voltmetrul la condensator și o să observăm că acest voltmetru ne indică aceeași tensiune, deci tensiunea de la plăcile condensatorului este în acest caz egală cu tensiunea la baterie. Deci puteți aici iarăși efectua anumite modificări, simulări. Iar dacă să revenim la VASCAC, aici aveți mai multe posibilități de a studia. În primul rând, dacă să revenim la dependența rezistenței electrice de temperatură. În acest caz avem un conductor, de exemplu, din cupru, avem în cazul dat rezistența lui la anumită temperatură pe care noi o putem schimba și totodată observăm ce se întâmplă cu valorile rezistivității odată cu schimbarea temperaturii. Dumneavoastră puteți schimbați substanța și puteți studia, deci, pentru diferite substanțe cum are loc această dependență. Dacă o să revenim la o altă simulare care ține de semiconductoare deja termistor, atunci o să observați că avem un termistor, avem un ampermetru, observăm că în momentul în care încălzim termistorul, deci se schimbă indicațiile ampermetrului, fiindcă se schimbă rezistența odată cu modificarea temperaturii. Același lucru l-avem la fotorezistor, odată cu schimbarea iluminării, până la urmă e vorba de un rezistor, odată cu schimbarea iluminării se schimbă valoarea intensității curentului. Deci, dacă vorbim iarăși despre semiconductorii cu impurități, de exemplu, semiconductorul de tip N, da? Deci, este vorba despre siliciu. Dacă am introdus impurități, de exemplu, pentavalente în cazul dat, avem câte un electron în plus de la fiecare atom al impurității, deci obținem un semiconductor de tip N. În cazul dacă schimbăm impuritățile, avem, de exemplu, indiu trivalent, atunci avem legături care nu conțin electronul, deci aici avem golurile și în cazul dat numărul de goluri este mai mare decât numărul de electroni. Deci dumneavoastră puteți analiza semiconductorul din diferite unghiuri, puteți analiza aceste legături, aceste goluri. Totul depinde de dorința dumneavoastră de a exploata aceste resurse educaționale deja care le avem la dispoziție.